Directorul suspendat al companiei Apaserv Neamț, Cătălin Dughir, atrage din nou atenția a ceea ce se întâmplă în compania Apaserv, la conducerea căreia a fost numit, după suspendarea sa, pe care o consideră ilegală, un profesor de sport în persoana lui Victor Movil, absolvent al Facultății de Educație Fizică și Sport, ajuns în companie în timpul directorului Ivanov pe filieră politică. Convingerea lui Cătălin Dughir, pe care a făcut-o cunoscută tuturor instituțiilor de forță ale statului, este aceea că președintele Consiliului Județean Ionel Arsene și membrii impuși ai adunării generale a acționarilor vor să pună mâna pe frâiele companiei Apaserv pentru a gestiona, după bunul plac, fondurile uriașe ale cele mai mari companii de interes județean din Neamț. Din punctul meu de vedere, nu este altceva decât o politică care este dusă la nivelul cred că pot să spun clar, de domnul președinte al Consiliului Județean, împreună cu cei care i-au numit în ca să fie reprezentanți în ARGA și împreună cu domnul Păcală, care nu fac altceva decât vor să pună mâna pe conducerea companiei pentru a putea manipula fonduri cum vor. Bun, dar ilegală numirea uneia care are pregătire de profesor de sport? Deci în statutul de funcții nu este menționat ca la funcția de director general să fie profesor. Nu cred că Apaserv este liceu sau școală generală sau teren de fotbal. Nu spun de profilul de activitate, că dar nu cred că e adecvat, adică nu are ce să cauți un profesor la nivelul conducerii unei societăți comerciale. Domnul director, dar cu toate acestea, el a mai fost în companie și am înțeles că urmarea unui control al Curții de Conturi s-au constatat acestea? Deci el a fost în companie, iar la resurse umane s-a trecut în, nu știu ce, cum au trecut acolo, care studii economice, ceea ce s-a dovedit că nu este adevărat. În urma controlului Curții de Conturi a fost depistat că acele studii economice de fapt nu sunt. El are un post universitar pentru administrare, întreprinderi mici și mijlocii, ceea ce nu-i conferă titulatura de economist. Da, probabil că sunt niște cursuri de astea de câteva luni. Sunt cursuri post-universitare, dar nu înseamnă că eu dacă fac cursuri de juridice, înseamnă că sunt jurist. În opinia lui Cătălin Dughir, preluarea în forță a conducerii companiei Apaserv cu ignorarea concluziilor trase de Curtea de Conturi, care a constatat și imputat ilegalitatea încadrării în companie pe o funcție de conducere tehnică a unui director cu studii didactice, face parte din strategia politică a președintelui Ionel Arsene, care își dorește să controleze banii companiei. Este încadrat înainte de a ajunge eu director general, când eram director de dezvoltare, cred că trebuie să mă uit în documente, probabil când era director general domnul Ivanov. Așa, ce demersuri ați făcut dumneavoastră în continuare și ce șanse că primul meci l-ați câștigat, e 1-0? Da, nu e vorba de 1-0, aici e vorba că eu am făcut demersuri la toate instituțiile și o să mai fac în continuare, pentru că mi se pare normal ca la nivelul companiei să fie un grup infracțional care să nu țină cont de nicio legislație, de nicio selecție. Pe 109 noi am făcut o selecție pentru completarea CEA-ului, ea este ignorată de aia de Aquaneams. Deci mi se pare că la ora asta fiecare face ce vrea, cum vrea, după cum îi se trasează de câte președintii Consiliului Județean. Pe banii noștri, evident. Pe banii nemțenilor, doar nu pe banii altcuiva. Dumneavoastră... Eu sunt îngrijorat de situația care va fi la Apaserv. Probabil că viitorul va demonstra și inclusiv instanța că am avut dreptate și am ieșit în față numai cu adevărul. Acum se caută să spună tot felul de minciuni. Am văzut că este atras în acțiune și domnul vicepreședinte al Consiliului Județean, care din ei, că-s doi?
domnul Safni, care a fost și este atras în acțiunea asta, nu știu ce direcție are, dar afirmații care le-a făcut sunt total eronate și probabil sunt a urmarea unor dezinformări care le-a primit de la oamenii. Cătălin Dughir apreciază că în componența Consiliului de Administrație înscris la Registrul Comerțului, deci cel legal, sunt oameni selectați pe criterii de profesionalism și nu din categoria lipitor de afișe, cum apreciază el a fi oamenii numiți pe criterii politice la conducerea celei mai mari societăți comerciale de interes județean. Normal ce au legal care este înscris la Registrul Comerțului este format din domnul Dăscălescu Vasilii, care este președinte, domnul Monda Radu, eu suspendat, ar trebui să, nu mai comentez suspendarea chestii total ilegală, și doamna Grădinaru. Și mai sunt trei locuri vacante. Pe acele locuri vacante este o selecție făcută care pot să vă spun. E o listă de profesioniști, o puteți verifica. Dacă nu vă spun eu cine sunt cei care vă au fost selecționați și care sunt ignorați total, oameni care conduc companii și care lucrează în sistem și care au un CV în spate și o experiență. Și am să încep cu domnul Augustin Boier, primul, care este consultat la BDO. BDO este firma care face benchmarking pentru Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare. Este cea care analizează analizii cost-beneficiu pe majoritatea companiilor de apă cu experiențe foarte mari în domeniu și cunoscătoare a sistemului. Al doilea pe listă este domnul Doruș de la Apa Vital, președinte Consiliul de Administrație și director tehnic. Al treilea este domnul Gelu Stan, directorul general de la Galați. Este directorul, fostul director general de la Botoșani. Deci ăștia sunt patru care sunt pe specialitate. În afară de ăștia mai este doamna Simionică, domnul Iacoban, deci oameni care au lucrat în administrație, domnul Gelu Moldoveanu, care a fost în Consiliul de Administrație și în provizoriu și pe lista selectată în 2014. Și cam ăștia. Deci oameni care, din care se poate face un consiliu de administrație care să aibă habar, nu un consiliu de administrație format din lipitori de afișe care li s-a promis în campanie și trebuie să li se dea ceva acum, conduși de un domn pe cală care nu știe, nu pot să spun că a făcut performanțe deosebite pentru compania județeană Apaserv, și puteți verifica cum funcționa stația depurare și ce investiții, cum a lăsat ISPA și ce praiști și ce era să pierde din fondurile atunci în 2008. La cât durează procesele din România, cât credeți că se va termina acest război? Cât va dura, dar indiferent cât va dura, nu voi sta să lasă acești oameni care vor să distrugă... Vorba de impostori, nu? E vorba de impostori. Oameni care nu fac altceva decât să distrugă ce au construit alții. Și dacă s-a reușit până acum ca această companie să fie performantă, să fie la nivelul celorlalte companii din țară, nu vreau ca niște oameni care au plimbat banneri și pancarde prin campanie electorală, acum să fie recompensați și să vină să strice tot ce s-a construit aici. Pericolul cel mai mare pentru companie, în opinia lui Cătălin Dughir, îl reprezintă pierderea fondurilor europene, în condițiile în care în companie la această dată ar fi un haos total și în condițiile în care Apaserv are două consilii de administrație, unul înscris la Registrul Comerțului, iar al doilea impus de Consiliul Județean și contestat în instanță. Concluzia este că războiul politic care la Apaserv durează de ani de zile din vremea defunctului președinte Culiță Tărâțe nu aduce nimic bun județului, ci dimpotrivă duce la stagnarea activității
investiții într-o companie care are cel mai mare preț al apei din țară. Rezultatul meciului Dughir-Arsene era până ieri 1-0 în favoarea lui Dughir, pentru că instanța de contencios administrativ a Tribunalului Neamț a dispus anularea hotărârii Consiliului Județean de înlocuirea vechiului Consiliu de Administrație. Războiul a continuat însă pentru că s-a declarat recurs pe care l-a câștigat Consiliul Județean. În tot acest tărăboi, nimeni nu s-a gândit că noi, cetățenii, suportăm toate aceste bătălii politice plătind, așa cum spuneam mai devreme, cea mai scumpă apă din țară.